Nici mie nu-mi place domnul Vântu, așa cum se pare că nu vă mai place nici dumneavoastră. Nici azi noapte nu v-a plăcut? Și în condițiile în domnul care... Domnul Gioană, vă rog, nici azi noapte nu v-a plăcut întâlnirea cu domnul Vântu? Dar în condițiile azi acestea... când a aflat că e arestat domnul Popa Nicolae, cel cu FNI-ul, nu v-a plăcut? Nu știu ce se întâmplă cu domnul Popa Nicolae. Chemat în urgență... Domnul Băsescu. V-a chemat în urgență... Pe domnul Gioană. Domnule Treambăsescu, vă rog, este o rubrică cu întrebare și răspuns. Cred că domnul Mircea Gioană a înțeles întrebarea. Vă rog, domnule Gioană, răspunsul. Deci azi noapte v-a plăcut întâlnirea? Vă rog, am avut aseară o întâlnire cu domnul Vântu. Azi noapte, da? Da. Vă rog, vă rog, liniște. Așa cum ați avut... Eu am văzut-o pe vă rog, domnule Treambăsescu. Așa cum ați avut dumneavoastră zeci de întâlniri cu acest domn în anii în care erați apropiați. Domnul Gioană. Și haideți să o lăsăm puțin rezonabil. Veți avea la dispoziție de asemenea timp, vă rog. Cred că a fost un lucru decent. Da, pentru că m-a sunat, care a fost problema? M-a sunat după ce într-un interviu într-o gazetă de sport, i-am spus că este malefic și ușor turbulent. Și v-ați dus la dânsul acasă să-i explicați că ați greșit. Și am avut o discuție, vă rog, domnule, despre ceea ce reprezintă o relație corectă între doi oameni. La dânsul acasă. La dumneavoastră acasă și la dânsul acasă. De câte ori ați băut whisky cu domnul Vântu în anii precedenți? Niciodată. Cu cubul sau fără cubul? Niciodată. Vreți să sunăm pe domnul Vântu de câte ori v-ați întâlnit cu domnia sa? Vă rog. Haideți să facem o legătură cu domnia sa. Vă rog. Atunci, nu am niciun fel de relație cu niciun om, mogul sau nemogul din țara asta, care să fie în afara principiilor și a lucrurilor cinstite în această domnul țară. Domnul Gioană, eu vă întreb un lucru. Ieri s-a întâmplat un lucru dificil. Popa Nicolae, cel care a fraudat Gelsos. Cine este Popa Nicolae, domnul Băsescu? Vă spun eu. Popa Nicolae, cel care a gestionat Gelsor și FNI, condamnat 15 veți ani. Veți avea ocazia, dacă vreți să faceți aceste precizări, condamnat 15 ani în România. Revin la întrebarea mea. Domnul Gioană, ieri a fost arestat Popa Nicolae, cel care a devalizat în numele domnului Vântu Gelsor și FNI, alături de doamna Vlas, cel care îi căra banii cu sacoșa. Domnul Vântu are o mare problemă. Unul din martori a fost arestat la Jakarta. Îmi este cunoscută panica în care un om care se teme și care probabil l-a sprijinit să dispară din țară. Deci panica în care un astfel de om intră când martorul principal, vă rog să concentrați-vă la treabă. Când martorul principal apare și autoritățile românești îl prind. Când s-a întâmplat asta? Este în legătură, ieri, este în legătură chemarea pe care v-a făcut-o domnul Vântu azi noapte. Aceasta este a doua întrebare. Arestarea lui Popa Nicolae. Domnule Băsescu. Considerăm o a doua întrebare. Domnule Băsescu. Este. Domnule Treambăsescu, considerăm. Aceasta este a doua întrebare. Aceasta este a doua întrebare. Vă rog, domnule Gioană. O uriașă minciună. Și este, penibil din partea unui candidat la președinția României să facă astfel de aluzii. Domnul Gioană, sunteți domnule Treambăsescu, vă răspunde și veniți acum, domnul cu minciuni sfruntate, domnule Băsescu. Domnul Gioană, nu știu cine este Popa, nu știu ce se întâmplă cu oamenii ăștia, nu mai inventați și nu mai creați false discuții. Nu mi-ați răspuns la întrebare, ați fost azi noapte la Sorin Ovidiu Vântu? V-am răspuns că da, nu e nicio discuție, nu cunosc niciun Popa, dumneavoastră îi cunoașteți pe toți cei care au probleme cu aceste chestii. Vă cheamă și vă duceți, domnul Gioană. Domnul Băsescu, mă îndrept către concluzia, eu mă îndrept către concluzia pe care vreau să o sunteți spun disperat de la în această campanie. Nu, fiți liniștit, nu eu sunt cel disperat.